6 la 5 pentru faimoși și am avut deja de 3 ori egalitate. 3-3, 4-4, 5-5. Prima aruncare, Andreea Moromete, iată, a plasat un prim văz din prima aruncare. Este rândul Biancăi. Ce aruncă și ratează Bianca. Are un băț plasat doar concurenta războinicilor. Andreea Moromete plasează pe al doilea, are două plasate. A ratat. Bianca ratează din nou acolo. Trebuie repuse pețele către înainte. Iată un stelaj de pețe acolo care o încurcau pe Bianca. Două plasate regulamentare de Andreea. Aruncă Andreea la înălțime, nu e plasat regulamentar, trebuie să reia aruncă. Și Bianca ratează cu înălțime. Ce înalt a aruncat Andreea, însă nu s-a plasat acest băț. La fel se întâmplă acum. Două pețe nu sunt suficiente pentru a duce punctul. Trei sunt necesare. Unul plasează și Bianca. Să vedem răspunsul. Andrei plasează Bianca, dar nu e regulamentar. Trebuie să reia aruncările. Unul singur din cele două se consideră bine plasat. Se consideră corect plasat. Aruncă Andreea, a ratat, nu suficient de puternic și n-a mai stat să vadă traiectoria. Au recuperat pețele pe ambele fete. Este rândul Bianca, aruncă Bianca. Aruncă către zona mediană, nu s-a poziționat. Aruncă și Andreea, e 6 la 5. Pentru că mă plasează Bianca al doilea, ratează Andreea. Aruncă, aproape a fost acolo, Bianca, au ratat ambele fete. O deznădejde foarte scurtă, nu e timp să fii deznădejuit. Amândouă, câte două bețe, aruncă. Prima Andreea, aruncă, nu cu putere, cu suficientă putere Bianca, avea traiectoria potrivită. Aproape a fost acolo, Bianca, e 6 la 5. Miza este imunitatea, totemul de imunitate. Aruncă prima Andreea, aruncă, după ea Bianca, a ratat amândouă. O aruncare înaltă. La Andreea aruncă pentru tijele de jos Bianca. Ascultați-i pe ceilalți cum le încurajează. Aproape își pierde vocea acolo, dar nu însă punctul merge la faimoși. Punct adus de Bianca Patrichi. 7 la 5 pentru faimoși.